ieșitul în natură, într-un mediu ionizat, cum este, sunt, de exemplu, băile Herculane sau zonele mai înalte, mersul la mare, în apropierea cascadelor, a cursurilor de apă care sunt puțin mai zbuciumate, așa, e o zonă în care se produc mulți electroni. Sigur. Și putem beneficia. Sigur. Nu în ultimul rând, pentru că vorba aia, pentru mulți este greu să ajungi frecvent în natură, dar poți să-ți cumperi un aparat, un purificator de aer care emite și electroni, da, în același timp. Da. Și deja ai un spațiu în propria, da, cameră care se apropie de calitatea aerului de la munte și atunci beneficiezi, exact, beneficiezi, da, de această încărcătură de ioni negativi la tine în cameră și sigur îți va da o stare mai bună. Vreau să mai specific ceva. În facultatea de medicină am avut o disciplină care vorbea despre tratamentele balneoclimaterice. Și mi-aduc aminte că ne vorbea foarte frumos de stațiune, exact cum ai spus, băile Herculane, Căciulata și așa mai departe, 1 mai. Dar spune așa, că atunci când noi avem de-a face cu apele termale, noi avem de-a face cu ape radioactive. Și că nu avem voie să stăm mai mult de 20 de minute în apa aia, 20 de minute pe zi. Și după care, și nu un număr nenumărat de zile, nu, avem nevoie de, în funcție de om, dacă e o structură mai puternică, 7-80 zile, dacă e o structură mai slabă, până în 7 zile. Și toate acestea, orice doctor care lucrează în domeniu, el știe foarte clar că nu poți să stai oricât acolo, pentru că poate să apară și reversul. Adică totul trebuie cu măsură. În același timp și nu în ultimul rând, ceea ce îți amplifică cel mai mult potențialul electric și aduce cei mai mulți ioni negativ este practica spirituală. Da. Practicile spirituale, Qigong, Tai Chi, etc., dacă sunt pe o linie, vin pe o linie tradițională, adică, da, practici autentice, da, ele pot să te ajute foarte mult.